Bună seara! Discutăm astăzi despre tremurul parkinsonian și despre tremurul ataxic. Tremurul parkinsonian sau de repaus este un tremur ritmic, sever, cu o frecvență de 3-5 Hz. Electromiografic e caracterizat printr-o activitate care alternează între grupele musculare opuse. Cel mai frecvent este localizat la nivelul uneia sau ambelor mâini și antebrațe și mai puțin frecvent la nivelul picioarelor, mandibulei, buzelor sau limbii. Apare și la nivelul extremităților cefalice în stadiile mai avansate. Apare când membru este în repaus și este suprimat sau diminuat de mișcările voluntare, cel puțin momentan, pentru a reapărea când membru e mobilizat într-o altă poziție. Deși e numit tremur de repaus, menținerea membrului superior în repaus necesită un anumit grad de contracție musculară, toate că aceasta este ușoară. Dacă mâna cu tremur e complet relaxată, așa cum e atunci când brațul e complet sprijinit la închietura pumnului și cot, de obicei tremurul dispare. Totuși, pacientul rar obține această stare de relaxare. De multe ori se întâmplă să-și țină membru care tremură cu cealaltă mână sau se țin ambele mâini una de alta dacă tremură ambele și atunci iarăși scade amplitudinea tremurului. De obicei, el menține un status de contracție tonică ușoară a trunchiului și a mușchilor proximale ai membrelor. În condiții de repaus complet, adică în toate fazele somnului, cu excepția celor mai superficiale, tremurul dispare, așa cum se întâmplă cu majoritatea tipurilor de tremur anormal, cu excepția unor forme de mioclonus, care persistă și în timpul somnului. Tremurul parkinsonian este alternant, în sensul că ia forma unei flexiuni extensii sau abducții-aducții a degetelor sau mâinii. De asemenea, o formă de prezentare comună este pronația, supinația mâinii și a antebrațului, mișcările acestea. Flexiunea extensie a degetelor în combinație cu aducția-abducția pollicelui determină tremurul cu aspect de numărare a banilor din boala Parkinson sau de rotire a pilulelor când se făceau mai demult. Continuă și se poate accentua în timp ce pacientul merge, spre deosebire de tremur esențial, care cedează sau se diminuează important atunci când pacientul se deplasează. În realitate, poate fi observat de către pacient pentru prima dată în timpul mersului. Atunci când sunt afectate membrele inferioare, tremurul ia forma unei mișcări de flexiune extensie a piciorului, uneori a genunchiului. La nivelul mandibulei și buzelor, e observat o mișcare sus-jos, respectiv de țuguiere a buzelor. Așa. Pleoapele, dacă sunt ușor închise, au tendința de a se contracta ritmic. Apare un blefaroclonus. Seamănă puțin cu flutterul palpebral. Iar limba în protruzie se poate mișca spre interiorul și în afara cavității bucale, cam cu același tempo ca și tremurul din alte părți ale corpului. Efectul de roată dințată constă dintr-o întrerupere sacadată percepută de examinator la mobilizarea pasivă a unei extremități. Acesta este semnul negru. Se sensibilizează prin mișcările sus-jos ale membrului controlateral și atunci este proba noica. Mai este un semn pe care îl vom menționa acum, semnul fromă. Mulți autori susțin că acesta e doar tremurul palpabil suprapus peste rigiditate și deci nu e specific bolii Parkinson, deși e cel mai bine controlat în această situație, e probă sensibilizată. Această explicație e pusă la îndoială de numeroase cazuri de pacienți cu Parkinson care nu au deloc tremur de repaus sau prezintă doar tremur minim, însă care au fenomenul de roată dințată menționat în capitolul anterior. Fenomenul de roată dințată poate fi evidențiat solicitând pacientului să facă mișcări cu membru opus, cum ar fi să descrie un cerc în aer. Acesta este semnul fromă, descris inițial în tremurul esențial. Seamănă cu proba noica. Jules Fromond, care a trăit între 1878 și 1946, a fost un neurolog francez. El a mai descris un semn, tot ce îi poartă numele, ce apare în paralizia nervului lunar, prin paralizia aductorului policelui, iar
în această paralizie de nerv lunar, policele nu poate să facă o aducție propriu-zisă, face mai degrabă o flexiune. Se testează proba foarte ușor cu o foaie de hârtie pe care pacientul o prinde între policei și degetul al doilea, iar atunci când este afectat acest nerv lunar, el face mai degrabă flexiunea policelui decât să poată să țină foaia, pentru ca să poată să țină foaia, și atunci se observă foarte mult această mișcare de ciupire sau uneori chiar scapă, nu poate să țină foaia între cele două degete. Probă importantă în paralizia nervului lunar. În mod surprinzător, frecvența tremurului parkinsonian e constantă perioade lungi de timp, însă amplitudinea lui este variabilă. Stresul emoțional crește amplitudinea și efectul tremurului fiziologic sau esențial se poate supraadăuga. Odată cu avansarea bolii, rigiditatea crescută a membrelor îl maschează sau îl reduce. Este curios faptul că tremurul interferează doar puțin cu mișcările voluntare. De exemplu, un pacient cu tremur poate să ducă la gol în parc plin cu apă și să înghită conținutul acestuia fără să lese nicio picătură. Acest fapt nu e întotdeauna posibil în tremurul esențial, după cum am mai discutat în lecția anterioară. Boala Parkinson aproape întotdeauna tremurul e asimetric, iar la debut poate fi cu totul unilateral. Tremurul din parkinsonismul postencefalitic, care în prezent este practic eradicat în mod virtual, la urmă, frecvent avea amplitudine mai mare și implica mușchii proximali. Acest tremur din parkinsonismul postencefalitic sau din encefalita letargică vonekonomă era frecvent la începutul secolului al XX-lea, în preajma primului război mondial, după numeroase cazuri de gripă spaniolă, și s-a observat că apărea frecvent după perioade de encefalite, post-encefalitic, dar ulterior s-au făcut diferite studii și s-a concluzionat că nu are o legătură atât de directă cât se credea cu virusul gripal. Constantin Freier von Economo a trăit între 1876 și 1931, s-a născut la Brăila, a fost un neuropsihiatru austriac de origine română și descendență greacă. El a realizat și un atlas de citoarhitectonică a cortexului cerebral. În nicio boală nu există o corespondență strânsă între gradul tremurului și gradul de rigiditate sau de achinezie. Tremurul de tip parkinsonian bilateral poate fi de asemenea observat la persoane vârstnice, fără achinezie, rigiditate sau hipomimie. La unul dintre acești pacienți, tremurul e urmat, după câțiva ani, de alte manifestări ale bolii Parkinson, însă la alții nu. Tremurul rămâne neschimbat, decade întregi sau progresăm foarte lent și ne fiind influențați de medicația antiparkinsoniană. Acest fenomen e probabil echivalent tipului de tremur esențial cu bătăi alternante, menționat în lecția trecută. Pacienții cu degenerescență hepatocerebrală familială, cu boală Wilson sau dobândită, pot de asemenea să prezinte tremur de tip parkinsonian, de obicei asociat cu tremur ataxic și alte anomalii motorii extrapiramidale. Un tremur alternant poate fi observat în parkinsonism indus de substanțe toxice, însă acesta e relativ simetric și are tendința de a nu fi o trăsătură frapantă. Doamna, când apare simetric de la debut, ne gândim la o cauză metabolică. Tremurul parkinsonian este suprimat parțial de medicamente anticolinergice, cum este benzlupina, trifenidilul, alte substanțe anticolinergice care, de fapt, sunt derivați fenotiazinici, surprinzător, cum e etopropazina. E de asemenea suprimat mai puțin constant, însă uneori impresionant, de L-DOPA și de agoniștii de dopamină, care sunt medicamente de bază din tratamentul bolii Parkinson, despre care o să discutăm într-un anume capitol. Situația se complică deoarece tremurul parkinsonian e frecvent asociat cu un tremur cu frecvență mai mare. Acesta, din urmă, este de tip esențial și răspunde mai bine la medicație beta-blocantă decât la antiparkinsoniană. Leziunile stereotaxice sau stimularea directă în nucleotalamic ventrolateral bazal diminuează sau
pot să abolească tremurul controlateral. Alte zone de stimulare, cum ar fi segmentul intern al globului palid și nucleul subtalamic, sunt de asemenea eficiente, dar posibil într-o mai mică măsură. Și discutăm și despre tremurul intențional, ataxic sau cerebelos, cum am mai menționat și la prima lecție cu tremurul. Acest tremur este de fapt de acțiune și îl distingem de cel rubral sau de emergență cerebeloasă, care e menționat la tremur de repaus, dar persistă și se accentuează și el în acțiune. Tremurul Holmes, acesta este. Tremurul intențional e ambigu în acest context, deoarece tremurul în sine nu e intențional și nu apare atunci când pacientul intenționează să facă o mișcare, ci doar în fază de cele mai solicitante ale mișcării active. În acest sens, e un tremur kinetic sau de acțiune, însă ultimul termen are pentru neurologi conotațiile tremurului esențial. Deci când zicem tremur de acțiune, ne gândim mai degrabă la tremurul esențial, dar de fapt și tremurul ataxic e un tremur de acțiune, mai mult decât intențional. Termenul de ataxic este un substitut potrivit pentru intențional, deoarece acest tremur e întotdeauna combinat cu ataxie cerebeloasă, fiind supraadăugat acesteia. Trăsătura sa remarcabilă constă în faptul că pentru evidențierea lui complet e necesară o mișcare exactă, precisă, volițională. Tremurul e absent când ondele sunt inactive și în prima parte a mișcării voluntare, însă pe măsură ce acțiunea continuă și sunt necesare fine ajustări ale mișcării pentru a atinge nasul sau degetul examinatorului, vârful nasului sau degetul examinatorului, deci atunci apar întreruperi neregulate, mai mult sau mai puțin ritmice, între 2 și 4 Hz ale înaintării, cu oscilații dintr-o parte în alta, care pot continua după ce ținta a fost atinsă. Spre deosebire de tremurul esențial și de cel parkinsonian, oscilațiile apar în mai multe planuri, însă sunt predominant orizontale și perpendiculare pe traiectoria mișcării. Tremurul și ataxia pot afecta sever abilitatea pacientului de a face mișcări care necesită îndemânare. Unii pacienți prezintă oscilații ritmice ale extremității cefalice pe trunchi, titubație, despre care am mai amintit, sau ale trunchiului în sine, cu aproximativ aceeași frecvență. După cum am arătat, deja acest tip de tremur indică o boală a cerebelului sau a conexiunilor sale, în mod particular a căilor care trec prin peduncul cerebelului superior. Însă acest tip de tremur poate fi ocazional simulat în anumite boli ale nervilor periferici. Da, iar se complică lucrurile și, uite așa, revenim la tremurul neuropatic despre care am amintit data trecută, unde împrumută niște trăsături și de ataxie. Asociat ataxiei cerebeloase există încă un tip de tremur, de amplitudine mai mare, în care orice mișcare, chiar și una de ridicare ușoară a brațului sau menținerea unei posturi statice cu brațele întinse în lateral, determină o mișcare cu bază, cu rază largă, ritmică, de până la între 2 și 5 Hz, asemănătoare unei bătăi de aripi, care uneori e destul de puternică, încât să dezechilibreze pacientul. Un tremur în acesta cu bătăi alternative. În astfel de cazuri, leziunea de obicei la nivelul mezencefalului, afectând proiecțiile rostrale ale fibrelor dentato-rubro-talamice și partea medială a nucleului reticular, tegmental-ventral, deci din area tegmentală-ventrală, nucleul reticular. Mezencefalului. Datorită localizării în regiunea nucleului roșu, Holmes a denumit inițial acest fenomen tremur rubral. Totuși, datele din experimentele pe maimuțe indică faptul că acest tremur nu e produs de leziuni care implică nucleul roșu per se, ci de întreruperea fibrelor dentato-talamice care traversează acest nucleu. Adică fibrele eferente cerebeloase care formează peduncul cerebelos superior, brachium conjunctivum, același lucru. Acest tip de tremur este observat cel mai frecvent la pacienții cu scleroză multiplă sau boală Wilson, ocazional în leziuni vasculare sau de alt tip ale tegmentumului mezencefalic și nucleului subtalamic și rareori ca efect al medicației antipsihotice. Agenții blocanți beta-adrenergici, medicamentele anticolinergice și L-DOPA au un efect terapeutic slab.
Tremurul a bolit o leziune chirurgicală sau ischemică în nucleul talamic ventrolateral de partea opusă. Stimularea talamică poate fi utilă îndeosebi în cazurile severe, care apar datorită leziunilor demielinizante din peduncului cerebeloș. Și despre fiziopatologia tremurului o să discutăm într-o lecție aparte. În această ediție sunt structurate tremurile sau tremurele în această ordine de idei, cum am prezentat și în lecția aceasta, și este fiziopatologia lăsată într-o lecție aparte. În ediția a 10-a, în limba engleză, la fiecare tip de tremur este precizat și modul cum se produce afectarea la nivel cerebral. Încă o mică precizare, la finalul acestei lecții de tremur ataxic. În ediția a 10-a este doar menționată leziunea chirurgicală la nivelul acestui nucleu talamic ventrolateral, ce poate ajuta în reducerea tremurului ataxic, în principal a celui rubral. În ediția aceasta în limba română, în ediția tradusă și precum și în ediția în limba engleză, este menționată și leziunea ischemică. E un pic și ciudat și incorrect de precizat că e nevoie de o ischemie ca să cupezi un tremur, adică să ai un accident vascular ischemic ca să cupezi un tremur. Mai degrabă, o leziune chirurgicală poate să rezolve acest lucru. Cam atât pentru astăzi. Mâine o să continuăm cu geniospasmul, cu tremurul ortostatic primar, tremurul distonic psihogen și un tremur de tip complex. Sunt niște categorii speciale de tremuri despre care merită să cunoaștem pentru că le întâlnim în practică. Să aveți o seară bună!